Vineri 24 aprilie, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, a avut la Craiova o întrevedere bilaterală cu ministrul Afacerilor Interne a Republicii Bulgaria. Cu acest prilej au fost abordate subiecte de interes comun legate de aderarea celor două state la spațiul Schengen, cooperare polițienească, bilaterală, regională și în cadrul structurilor europene. De asemenea, s-a convenit asupra continuării mecanismului de lucru deja implementat cu succes de detașarea pe litoralul bulgăresc și în stațiunile montane a unor polițiști români pentru a gestiona în comun evenimentele în care ar putea fi implicați cetățeni români. La finalul ședinței de guvern, cei doi demnitari vor semna protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul radiocomunicațiilor, document tehnic ce va reglementa regulile, procedura și metodele de realizare a comunicațiilor radio între părți pentru realizarea cooperării bilaterale, polițienești și în situații de urgență.